Salute, drage, prietene, caduru, lui, dumnezeu, să vă dea lumină, multă lumină, să fiți toți binecuvântați. Cu mare plăcere suntem aici încă o dată pentru a vă transmite un cuvânt prietenesc. Dumneavoastră care aveți nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dumneavoastră care înfruntați o problemă mare, o problemă grea în viața dumneavoastră, să știți, noi suntem aici cu scop de a vă ajuta. Inclusive, în câteva minute, eu vreau să mă rog în favoare dumneavoastră, vreau să fac o rugăciune în favoare suferinților. Dacă puteți, sunați la noi și includeți numele în cartea noastră de rugăciune. Chiar acum sau pe parcursul zilei, inclusiv, noi avem o centrală telefonică și acolo sunt operatorii noștri care sunt la dispoziție dumneavoastră. Notați acolo numărul nostru 021-255-7300 sau 0721-805-569. Dumneavoastră veți găsi ajutorul din partea noastră, cu mare plăcere noi suntem aici cu acest scop ca să vă transmitem un cuvânt de credință. Inclusive, dumneavoastră, puteți pregăti de asemenea un pahar cu apă. Puneți acolo în fața televizorului pentru că vom binecuvânta această apă, vom sfinți această apă prin puterea credinței. Și cu siguranță Dumnezeu se va manifesta în viața dumneavoastră. Eu vreau să vă trag atenție pentru ceea ce se va întâmpla în această vineri, 5 martie. Noi vom începe o puternică serie de rugăciune, o puternică serie de liberare, dezlegare, cu trandafir sfințit. Haideți să vedem această invitație ca să înțelegeți ceea ce se va întâmpla în această vineri și eu deja mă întorc împreună cu toți. Intrând pe ușa din casă, multe persoane deja pot simți energia negativă din interiorul ei. Un ambient încărcat unde certurile, problemele trupești și sufletești, mizeria și tulburările sunt mereu prezente. Nu există pace și nici odihnă. Simt o greutate constantă peste ele. Timp de 7 vineri vom folosi trandafirul sfințit pentru a duce lumina lui Dumnezeu în casa ta. Eu sunt trandafirul din Sharon și crinul văilor. În această vineri vei primi un trandafir cu o picătură din elementul sfințit și în casa ta îl va reprezenta pe Domnul Iisus. Și precum pe crucea Calvarului toate blestemele au fost atrase asupra lui, prin credință acest trandafir va absorbi răul din casa ta. La Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundei numărul 11 în sectorul 2, 5 martie, la ora 9, la ora 15 sau la ora 19 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Vedeți, dragii mei, aceasta e slujba de vineri. Este o slujba foarte puternică, e denumită slujba de dezlegare. De ce? De ce e slujba de dezlegare? Pentru că sunt persoane legate de o problemă, legate de un vício, legate de o neputință, legate de un necaz anume. Sunt persoane care au fost vrăjite, care au fost fermecate, care au fost invidiate, un duh necurat, un duh de neputință, un duh de suferință, care a intrat în viața persoanei pentru a cauza suferință. Dumneavoastră vă simțiți vrăjiți, pare că cineva a făcut o vrăjitorie împotriva dumneavoastră pentru că totul vă merge rău, totul merge pe dos. În viața dumneavoastră, totul merge pe dos. Nu aveți spor, nu aveți pace în familie, nu aveți o căsnicie fericită, nu aveți un trup sănătos, nu aveți uniune în casa dumneavoastră, totul vă merge pe dos. De ce? Probabil, foarte probabil, cineva a făcut ceva împotriva dumneavoastră, din cauza invidiei, din cauza răutății, cineva
a facut que ara angajat ovregituare se faca cheva ampotriva dumna vostra. Stim catiasta luna Marte, esto luna forte ancarcata, din causa invidei, din causa blestemelor, din causa vregitori. Dar noi vom realizar anatiasta viner, o slujba forte puternica, onde noi vom determinar, va fi provocare cruci, provocare cruci cu trandafir sfintit. Acest trandafir care noi vom sfinti la picior sfintei cruci. Acest trandafir va fi sfințit la piciorul Sfintei Cruci. De ce? Pentru că Biblia spune că Domnul Iisus este ca trandafirul din Sharon. Așa este. Domnul Iisus e considerat, reprezintă trandafirul din Sharon. De aceea noi vom realiza această slujbă cu trandafirul sfințit. Dumneavoastră veți lua acasă acest trandafir ca totul rău din casă, toată energia negativă, toată forța negativă din casă și din viața dumneavoastră să fie atunci atrasă către acest trandafir, pentru că odată în care trandafirul va fi în casă dumneavoastră și se va ofeli, se va usca, va atrage totul ce este rău, toată energia negativă din casa dumneavoastră, va absorbe totul ce este rău și noi vom arde acest trandafir. Noi vom arde, de ce? Pentru că odată în care va fi ars, după ce va fi o perioadă în casa dumneavoastră, totul rău din casă, toată energie, toată vrăjitorie, farmeci, invidie, făcături, totul ce este rău va fi atunci atras către acest trandafir și după vom arde acest trandafir ca să fie ars totul ce este rău din casă, din viață dumneavoastră. Va fi o puternică slujbă de dezlegare la ora 9, la ora 15 și la ora 19. Cum vă numiți? Eu te Mariana. Sino. Domnul Mariana, da. Atunci ați ajuns, cum era starea? O stare de neliniște, capul mi era foarte, foarte greu, exact cum aș fi avut un bolovan, o greutate, ceva rău. Ceva rău și mergeam înainte și parcă tot doam înapoi. Ceva care mă ținea pe loc ca să nu ajung aici. Iar acum, după rugăciune, mă simt ușurat. Ușurat. Mă simt altfel de om, deci nu mai am stările care le-am avut. Vedeți, asta se întâmplă. Sunt persoane care vor să dau un pas înainte, dar din contră, dau 10 înapoi. Așa v-ați simțit? Da. Blocată, legată. Da, da. Mergeam înainte, dar simțeam că vin tot ceva înapoi. Ceva vă trage în spate. Exact, exact. Vedeți? Și am zis într-una Tatăl nostru și am ajuns aici. Ați ajuns. Și exact. După rugăciuni de dezlegare. Și acum mă simt foarte bine. Foarte bine. Da. Amin. Aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Luminița. Domnul Luminiță, cum ați ajuns aici? Am ajuns cu greutate și tot timpul am asta, dar când să vin aici mai rău. Cu greutate? Da. Parcă duc ceva așa. Ceva rău. Da. Și după ce ați primit rugăciuni? Mai bine. Cum vă simțiți? Mai eliberat, așa. Eliberată? Da. Ușurată? Da. Unde erau greutăți? În spate și se duce la picioare. La picioare? De ce la picioare? Nu știu. Simțiați o greutate în picioare? Da, simt așa, blocate, înțepenite. Blocate? Da. Înțepenite. Atunci nu puteați să mergeți? Cum era? Rău, era rău. Abia am venit, m-am rugat, Doamne, să ajungă. Eu tot timpul, când vin, ori nu mai sună ceasul, ceva se întâmplă și m-am trezit mai înainte ca să fiu sigură că ajung. Am înțeles, dar după rugăciune de acum dezlegare. Mai bine. E bine? Da. S-a deblocat? Da. Fiți tari, da? Da. Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți, doamna? Virginia. Ce s-a întâmplat? Simțeam o greutate, capul parcă era congestionat, picioarele parcă eram împiedicată de la totul șolduri. Vedeți? De la șolduri astea, dar ieri la picioare. Ieri am simțit așa o săgeată în inimă, apoi a mers în ficat, s-a dus pe coloană, s-a lăsat în picioare. Dar s-a lăsat în piciorul stâng încât nu mai puteam pe stradă să merg deloc. Eu strigam pe Domnul Iisus, strigam Duhul Sfânt să mă ajute ca să pot să merg, să ajung acasă. Și zic, asta e piedica, pentru că mâine eu am luat decizia de la începutul săptămânii că trebuie să ajung și zic. Am înțeles. Cum vă simțiți după rugăciune de dezlegare? Foarte bine. Foarte bine. Foarte și aceea problemă la picior? Nu.
Nu mai este? Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Nu mai mă simt împiedicată, eram împiedicată. Era ceva care vă împiedica. Parcă erau umflate picioarele, dar cu o greutate încât mă chinuiam să ridic picioarele de la șolduri. Ați înțeles? Și totul la mine totul pornește de la ceafă, se lasă în omoplați, se duce pe coloană în hernia de disc și apoi se duce aici. Totul la picior. După rugăciune. Problema începe cu picior. Cu picioarele călcăm. Și acum? Acum bine. E bine, aplaudați pe Iisus Hristos. Cum vă numiți? Claudia. Ce s-a întâmplat, doamnă Claud? Sunt pentru prima dată aici. Am venit cu o durere foarte puternică, sufletească, din familie și acum m-am liniștit după rugăciune. Această durere sufletească, cum se manifesta? Ce aveați? Plângeați? Erați tristă? Cum era? Da. Cum era? Da, foarte tristă. De cât timp? Vreo 6 luni. După ce ați băut din această apă, ce s-a întâmplat? Mai m-am liniștit. Liniștit. Bine. Simțiți acum sufletul ușurat? Cum este sufletul? Sufletește. Vă simțiți bine? Mă simt mai bine, mai m-am liniștit. Uh-huh. Înainte plângeați. Da. Și acum? Puteți zâmbi? A, zâmbește! Amin! Aplaudați pe Iisus Hristos! Atunci, cum vă simțiți? Acum mă simt bine. Și înainte, cum era? Încă dinainte să ajung la biserică, mai aveam puțin, eram la intersecție și m-a luat o stare de vomă, un tremurat de picioare. Și nu aveam stare, nu mai aveam stare. Când am ajuns în biserică, tot la fel, nu aveam stare, îmi venea să plec. Mm-hmm. Și acum, după rugăciune, mă simt. Cum vă simțiți acum? Bine? Foarte bine. Ușurată? Da. Nu mai este niciun rău? Nimic. Starea aceea de vomă? Nu. A trecut? Da. E bine? E bine, da. Așa să fie, aplaudați pe Iisus Hristos. Mă numesc Sofița. Ce s-a întâmplat? Părinte, când a început slujba, acum de dimineață, am simțit că parcă s-a urcat cineva în spatele meu, am avut o greutate mare în spate și în timpul rugăciunii simțeam o presiune pe mine. Uh-huh. Și după aceea, după când s-a terminat rugăciunea, când am zis să ias afară tot, gata, mă simt liberă. Liberă, mă simt eliberată, ușurată. Ușurată. Aceea greutate nu mai este. Nu mai este. Povară nu mai este. Nu. Vă simțiți rău? Vă simțiți rău acum, sau bine? Nu, mă simt bine acum. Bine, da. Vă simțiți bine. Da, mă simt bine. Eliberată. Eliberată. Cine v-a eliberat? Domnul nostru Iisus Hristos. Eliberată. Eliberată. Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Invidia nu înseamnă neapărat a cere ceva pentru tine, ci pur și simplu a dori să fie luat ceva de la altcineva. Este un sentiment de nefericire, care se naște în funcție de avantajele sau prosperitatea al cuiva. Pe cel invidios îl deranjează succesul celorlalți, pentru că se gândește că el merită acel succes. Invidia este trăirea unei frustrări, a unei tristeți, a unei indispoziții. Invidiosul se simte inferior altora și pentru că se simte așa, nu poate poseda ce altul posedă. Pentru că nu este ceea ce altul este, el ajunge să trăiască nefericit, dorind răul lor. Invidia este rodul comparației între invidios și altul, privind un anumit aspect: bunurile materiale, casa, mașina, hainele, banii sau calitatea psihologică, moralul fizic și social. Obiectul dorit poate da randament doar când există cucerire proprie și nu când este obținut prin ce a cucerit altul. Distrugerea altuia nu va face pe invidios să ajungă unde altul a ajuns, pentru că personalitatea, dorințele, caracteristicile nu sunt egale între persoane. Există particularități. Atunci, nu ajută la nimic folosirea acestor persoane ca măsuri pentru viața sa. Invidia este una dintre fațetele instinctului de distrugere degenerată, stagnantă, pentru că ea conduce invidiosul la exterminare, tulburare și la ruina lui însuși. Zero, doi, 0721255700 sau 0721
opte zero tinte, tinte chassinu. Dacă doriți, dacă vreți, dacă credeți, sunați acum, includeți numele, vorbiți cu operatorii noștri. Nu contează religia dumneavoastră, nu contează problema dumneavoastră, nu contează neputința dumneavoastră. Dumnezeu nu se uită la așa ceva. Dumnezeu se uită la credința noastră. Dumneavoastră credeți. De fapt, dumneavoastră vreți ajutorul lui Dumnezeu? Pregătiți-vă, în câteva minute voi face o rugăciune în favoare dumneavoastră și în favoare familiei. Inclusiv eu voi face așa. Eu voi pune trandafirul sfințit aici pe ecranul și dumneavoastră acasă veți pune mâna pe ecranul televizorului și vă veți ruga împreună cu mine, pentru că puterea lui Dumnezeu va ajunge în viața dumneavoastră. Haideți să vedem mai multe cazuri veridice. Cum vă numiți? Niculina. Doamna Niculina, cum vă simțiți după slujba de astăzi, doamna Niculina, care a fost realizată de dezlegare? Vin de la Alexandria și îmi place. Vă simți bine, ușurat? Pentru băiat am venit. Da. Și dumneavoastră, așa, ca persoană, vă simțiți bine? O să-mi... După rugăciunea care a fost făcută, vă simțiți bine? Da. Da? Da. Merită. Merită să mai viu aici. Cum vă numiți? Garofița. Doamna Garofița, cum vă simțiți după slujba de astăzi de la dezlegare care a fost realizată? Foarte bine, foarte ușurată. Chiar m-am simțit cu o problemă, așa, numărul meu. Dar în timpul rugăciunii m-am dezlegat și așa, ușurare, o dezlegare complet și total. Și era acolo, m-am simțit foarte rău, era un foc și am transpirat toată. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mă simt foarte bine, foarte bine, nu așa. De la cap până la picioare, complet m-am dezlegat și mulțumesc lui Dumnezeu. De câte ori vin vinerea, mă simt foarte bine. Merită. Merită foarte mult. Cine mulțumesc. Are probleme să vină, că merită, fără Dumnezeu nu putem face nimic. Mulțumesc. O zi bună. Bună ziua. Bună ziua. Cum vă numiți? Georgeta. Doamna Georgeta, care este opinia dumneavoastră despre slujbele care se țin aici la Catedrala Credinței? O opinie foarte bună, părinte. Ne simțim foarte, foarte bine de când venim aici. Primim mult ajutor. Dumnezeu este cu noi. Și venim cu mare încredere și credință că totul se va rezolva. Chiar și dacă la unii, în cazul meu, lucrurile sunt mult mai greu de rezolvat, dar o să vedeți după măreția lui Dumnezeu. Deci sunteți mulțumită participând la aceste slujbe? Mult mai mult decât mulțumită. Foarte, foarte, foarte mulțumită. Mulțumesc frumos pentru opinia dumneavoastră și mult mai multe lucruri se vor întâmpla. Cum vă numiți? Lucia. Doamna Lucia, de unde veniți? Din Severin. Astăzi a fost această slujbă de dezlegare și dumneavoastră am văzut că ați participat. Cum vă simțiți după această slujbă care a fost realizată? Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Foarte bine, liniștită, interior, ați primit eliberare. Am primit eliberare, dezlegare, totul ce era rău asupra mea, acum nu mai este nimic, totul sunt cu totul deosebită și mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut și face pentru mine. Chiar după slujba ați simțit această dezlegare, ușurare, chiar ați ajuns aici supraîncărcată și ați simțit eliberată? M-am simțit foarte ușoară, foarte ca o pană zburătoare. Deci, era o greutate. Era o greutate, era o apăsare. Dar acum totul este bine. Acum parcă sunt o pană din aia zburătoare, un fluturaș. Pentru că ceea ce era rău a ieșit afară, întunericul a ieșit. De aceea e nevoie ca dumneavoastră să luptați, să veniți vinerea. Atunci, persoanele care ne urmăresc în momentul acesta, ce aveți de spus pentru ele? Eu nu pot să spun decât să participe, să vină la slujbe, pentru că este o eliberare, o ușurare a sufletului și îndreptare înspre bine. În timpurile care le trăim astăzi, nu ne-a mai rămas decât credința în Dumnezeu și apropiere prin a veni la slujbe și a participa ca să învățăm adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Vă mulțumesc! Intrând pe ușa din casă, multe persoane deja pot simți energia negativă din interiorul ei.
un ambient încărcat unde certurile, problemele trupești și sufletești, mizeria și tulburările sunt mereu prezente. Nu există pace și nici odihnă. Simt o greutate constantă peste ele. Timp de 7 vine, vom folosi trandafirul sfințit pentru a duce lumina lui Dumnezeu în casa ta. Eu sunt trandafirul din Sharon și crinul văilor. În această vineri vei primi un trandafir cu o picătură din elementul sfințit și în casa ta îl va reprezenta pe Domnul Iisus. Și precum pe crucea Calvarului toate blestemele au fost atrase asupra lui, prin credință acest trandafir va absorbi răul din casa ta. La Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Funde numărul 11 în sectorul 2, 5 martie, la ora 9, la ora 15 sau la ora 19 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. Dragii mei, am ajuns la momentul rugăciunii. Vreau să vă invit să vă rugați împreună cu noi. Credeți? Atunci, haideți să ne apropiem aici de ecran dumneavoastră. Dumneavoastră, inclusiv, puteți pune mână acolo. Vedeți acest trandafir, voi pune bem, foarte aproape aici de câmera, ca dumneavoastră să puneți mână acolo și să vă rugați împreună cu mine. Este momentul rugăciunii. Pregătiți-vă! Acum rugăciunea de la miezul nopții. Dumnezeu meu și Tatăl meu ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, împreună cu această persoană, această creatură, care se află tristă, mâhnită, supărată, chinuită, deprimată, este acasă gândindu-se la moarte, la sinucidere, vrea să-și pună capătul zilelor. Este o persoană, Dumnezeu, foarte încărcată. Dar acum noi ne rugăm în favoarea ei, ca puterea ta să vină către această creatură, către această persoană, pentru a scăpa acest suflet de toată tristețe, toată mâhnire, toată supărare. O, Dumnezeul meu, apleacă, eu te rog, urechile tale la rugăciunea noastră în acest moment și fă să se întâmple ceea ce noi ca oamenii nu putem face. Doar puterea ta poate să libereze. Doar puterea ta poate să transforme această persoană. Sunt persoane care participă acum la rugăciune cu probleme în familie, în căsnicie, în viața fizică, în viața economică, spirituală, sufletească. Eu te rog, Doamne, vino cu ajutorul tău către toți cei care se roagă împreună cu noi și să se termine totul ce este rău. Ia să prindă forță participând la această rugăciune, să prindă forță, să vină aici la catedrală, să participe la această slujbă, să primească ajutor, Dumnezeu. Poate ea nu avea putere nici să plece de acasă, dar acum în numele Domnului Iisus, ea prinde această forță, să ajungă și să primească acest trandafir în această vineri. Dumnezeu, noi determinăm eliberare, noi determinăm sănătatea lor, însănătoșirea celor care cred. O, Dumnezeul meu, Tu ai spus că totul ceea ce îți vom cere crezând, Domnul Iisus, în numele Tău ce îți fă, Tu vei face, Tatăl va face spre glória Lui. Atunci ca toată lumea să vadă că există numai un singur Dumnezeu, Cel Atotputernic, să se întâmple acum această minune, această persoană să prindă Dumnezeu forță și să vadă manifestarea puterii tale. Totul ce este rău, eu poruncesc în numele Domnului Iisus Hristos, ieși afară din viața ei. Dumnezeu, lasă această viață în mâinile tale.
ca cele pahar cu apă să fie sfințit, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, cine crede să zică, amin, amin, așa să fie. Dumnezeul meu, Tatăl meu, ascultă acum rugăciunea mea, răspunde-mi, Tatăl meu, doar Tu poți să mă înțelegi. Am bătut la mâine. Dragi prieteni, acum beți cu credință această apă și să fiți toți binecuvântați în numele Lui Iisus Hristos. Strig la Tine pentru că ești puternic, Dumnezeul meu, Tatăl meu, ascultă acum rugăciunea mea, răspunde-mi, Tatăl meu, doar Tu poți să mă înțelegi, doar Tu poți să mă înțelegi. Dragii mei, cu siguranță tot ce am vorbit aici v-a ajutat și dacă credeți, veniți la noi, căutați ajutor. Dacă doriți să sunați pe parcursul zilei, 021-255-7300 sau 0721-805-569, vorbiți cu operatorii noștri, descărcați-vă, puteți include numele în cartea de rugăciuni. Nu contează necazul, noi ne vom ruga ca Duhul lui Dumnezeu să vă scape de tot ce este rău. În această vinere deja știți ceea ce noi vom realiza, va fi foarte tare la această slujbă de dezlegare. Cu siguranță, Duhul lui Dumnezeu vă va scăpa de tot ce este rău. A fost o mare plăcere să stau aici cu toți, multă lumină pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, o mare îmbrățișare vă doresc, la revedere tuturor, la revedere, numai bine! Intrând pe ușa din casă, multe persoane deja pot simți energia negativă din interiorul ei. Un ambient încărcat unde certurile, problemele trupești și sufletești, mizeria și tulburările sunt mereu prezente. Nu există pace și nici odihnă. Simt o greutate constantă peste ele. Timp de 7 vine. Vom folosi trandafirul sfințit pentru a duce lumina lui Dumnezeu în casa ta. Eu sunt trandafirul din Sharon și crinul văilor. În această vineri vei primi un trandafir cu o picătură din elementul sfințit și în casa ta îl va reprezenta pe Domnul Iisus. Și precum pe crucea Calvarului toate blestemele au fost atrase asupra Lui, prin credință acest trandafir va absorbi răul din casa ta. La Catedrala Credinței din București, de pe șoseaua Fundei numărul 11 în sectorul 2, 5 martie, la ora 9, la ora 15 sau la ora 19 și la toate locașurile Duhului Sfânt din țară. În cazul în care vă este imposibil să veniți la unul dintre locașurile Duhului Sfânt, veți putea împlini juruințele, să înapoiați primele roade, să contribuiți și să ajutați la proiectele sociale într-o formă sigură, prin transfer bancar sau depunere. Denumire: Asociația Religioasă Locașul Duhului Sfânt. Banca: Raiffeisen Bank, sucursala Pantelimon. Cont în lei: RO 61 RZBR 0000 0600 1754 5819. Descriere: cotizație. Și pentru dumneavoastră care sunteți în străinătate, datele bancare sunt: denumire: Asociația Religioasă Locașul Duhului Sfânt. Banca:
Raiffeisen Bank, sucursala Pantelimon. Cont în euro. RO 03 RZBR 0000 0600 1754 6378. Descriere, cotizație. Sau prin mandat poștal. Pentru mai multe informații, sunați la linia noastră pentru ajutor 021-255-7300 sau 0721-805-569. Binecuvântat este cel ce ia minte la sărac. Domnul îl va scăpa în timp de tulburare. Domnul îl va păstra și îl va ține în viață. Și el va fi binecuvântat pe pământ și nu-l vei da la voia dușmanilor lui. With me!